rămâi. Mamă sănătosă, sănătoasă. Continuăm emisiunea La Izvor de Cânt și Dor. Continuăm dialogul cu Anuca Drăgan, invitata de onoare a ediției de astăzi a emisiunii noastre. Mare bucurie, pentru că, iată, vă pot oferi câteva din cântecele deosebite ale județului Bistrița Năsăud, din ținutul Văii și Eului, de la Monor, cântece puse în valoare cu har, cu dăruire, cu multă dragoste de Anuca Drăgan. Vreau să vă întreb, pentru că îmi spuneați că în, acolo, departe de casă, ați mai cântat folclor. Cum primesc românii folclorul românesc acolo, departe de casă? Sunt mai aproape de el decât aici? În momentul în care ești plecat și locuiești în altă țară, ești mult mai legat de folclor și de tradiții. Eu am încercat să rămân extrem de autentică și asta tocmai datorită faptului că am trăit în străinătate, că nu au existat influențe din exterior ca să îmi schimb genul și felul de a cânta. Vă spun că sunt o sumedenie de întâlniri românești la care românii participă și aș putea chiar să vă confirm că în ultimul timp am făcut un disc puțin diferit de ceea ce produce în momentul de față folclorul românesc, cu ideea de a promova folclorul în străinătate, fiind un gen foarte greu de muzică de a fi acceptat de străini. Folclorul este foarte personal poporului respectiv și participarea românilor din străinătate este foarte importantă. Deci îmi dau seama, tocmai datorită lansărilor pe care le fac la diferite biserici, că românii participă și că românii își iubesc țara, își iubesc folclorul, poate tocmai datorită distanței. Așa este, că acest lucru l-am observat și în Germania, imediat după 90, când am avut contact cu românii care erau plecați în diaspora de mult timp și care păstrau în minte încă cântecele adevărate, cântecele lansate cu mulți, mulți ani în urmă. Despre albumul care ne-ați vorbit, vreau să spunem mai multe lucruri, pentru că este un album cu totul aparte, deosebit de ceea ce reprezintă, să zic, înregistrările de folclor cu care noi suntem obișnuiți. Este un album pe care l-ați înregistrat cu trei muzicieni, aș spune, absolut extraordinari de acolo, din Canada. Muzicieni români. Români, da. Deci este vorba despre Carmen Piculeață, care cântă pentru Cirque du Soleil. Este vorba de Marin Năsturică, care este considerat unul dintre cei mai mari acordeoniști din Canada. Și este vorba despre Sandu Șura. Este un tânăr din Chișinău, venit de foarte puțin timp în Canada. Are numai 25 de ani, dar are un talent, este un talent extraordinar. La țambal. Toți trei de care vă vorbesc, tind spre jazz, au influențe un pic, ies din folclor. Da. Și din cauza asta, că la un moment dat vroiam să fac ceva diferit. Zic, ce pot eu să fac pentru folclorul românesc? Și tot timpul în contact cu domnul Gelu Furdui de la Cluj. La un moment dat am vrut să fac un disc cu 6 puncte. Cu naștere, cu iubire, cu nuntă, cu muncă, cu despărțire și cu moarte. Și la fiecare punct puteam să intercalez mai multe melodii, dar subiectul rămânând același. La nuntă, o adevărată nuntă din Monor, din Bistrița Năsăud, te plimbi cu mașina în Canada sau mai știu eu unde și asculți o nuntă autentică din adevărată, Transilvania, da. Adevărată. Dar până la urmă zic, dar de ce n-aș face ceva diferit ca să pot să prezint folclorul românesc străinilor? Ca atare,
discul meu place, de exemplu, și că am reușit până acum să fac o emisiune de 30 de minute la televizor în Canada, vorbind despre folclor și vorbind despre integrarea unui artist în străinătate, care este foarte greu. Este, în primul rând, e limba care nu-ți permite. În primul rând, este faptul că un artist se descurcă un pic mai greu decât un informatician. Adevărat. Chiar începând. Deci, dar cum poți tu să continui și să penetrezi într-o altă societate, să-ți faci locul tău, care este foarte greu? Este greu, dar CD-ul, compact disc, albumul a ieșit absolut extraordinar, în sensul că este altceva decât noi ne-am obișnuit. Este o muzică mai elaborată, mai elevată. Este o muzică care aduce, așa cum spunea doamna Anuca Drăgan, spre jazz, spre o muzică cultă, spre o muzică elaborată. Cred că asta ar fi termenul care s-ar potrivi. Și tocmai pentru a nu pune răbdare la încercare a telespectatorilor, le propunem să urmărim un astfel de cântec pe care l-ați înregistrat acolo în Canada și pe care noi l-am filmat aici în studioul nostru. Vai, Florică, unde tu? Vai, Florică, unde duci? Tina grădina cunoști. Tina grădina inedite, iată, care se derulează aici în căsuța noastră de la ASTV, în căsuța noastră autentică. Ați urmărit un moment absolut deosebit cu Anuca Drăgan și iată această înregistrare efectuată departe de țară, în Canada. Și vreau ca